Cu toții avem tendința de a ne uita la oamenii mari pentru lecții despre cum să devenim mai buni. Suntem dornici să aflăm secretele succesului lor. Dar uităm că, uneori, cele mai mari lecții de viață vin de la cei mai mici din jurul nostru. Iată o lecție bună de reținut. Să luăm ca exemplu furnica. Ați crede că această creatură mică ne poate învăța cum să trăim o viață mai bună? Furnica este o creatură harnică. Deși este cât o gămălie de ac, capacitatea sa de a-și optimiza timpul, abilitățile și resursele este impresionantă. Furnicile știu că pot realiza mai multe lucrând împreună decât lucrând singure. Ele își stabilesc obiective și lucrează împreună pentru a le atinge. Jim Rohn a dezvoltat ceea ce el a numit filozofia furnicilor. El a identificat 4 lecții cheie din comportamentul furnicilor care ne pot ajuta să ducem o viață mai bună. Iată, așadar, cele 4 lecții din filozofia furnicilor a lui Rohn. Furnicile nu renunță niciodată. Ați observat cum furnicile caută întotdeauna o cale de a ocoli un obstacol? Puneți degetul în calea unei furnici și ea va încerca să ocolească sau să treacă peste el. Va continua să caute o cale de ieșire. Nu va sta acolo așteptând o rezolvare. Nu se va da bătută până când nu va găsi o soluție. Furnicile ne învață valoarea muncii asidue. Lenea nu face altceva decât să ne încurajeze să tergiversăm și să rămânem într-o stare de lipsuri și apatie. Furnicile nu sunt niciodată leneșe. Nu sunt nici sărace și nici flămânde. Eforturile și munca lor le întrețin. Dacă ne străduim să fim sârguincioși și să muncim din greu, viața noastră ar putea fi binecuvântată din punct de vedere fizic, spiritual și financiar. Cu toții ar trebui să învățăm să fim așa. Întotdeauna vor exista obstacole în viața noastră. Provocarea este să continuăm să încercăm, să căutăm în continuare rute alternative pentru a ajunge la obiectivele noastre. Winston Churchill a parafrazat probabil mentalitatea furnicii când a oferit acest sfat neprețuit. Nu renunțați niciodată. Niciodată, dar niciodată să nu renunțați. Furnicile se gândesc la iarnă toată vara. Vă amintiți fabula furnicii și a greierului? În mijlocul verii, furnica era ocupată să adune hrană pentru iarna care urma să vină, în timp ce greierele era afară și se distra. Furnicile știu că vara nu va dura la nesfârșit, va veni și iarna. Furnicile ne învață necesitatea de a planifica și de a privi înainte. Ele își depozitează hrana în timpul anotimpurilor de abundență, astfel încât să aibă cantități adecvate în perioadele reci. De asemenea, ele planifică sezoanele de muncă și de odihnă pentru a preveni epuizarea. Aceasta este o lecție bună de reținut. Când lucrurile merg bine, nu fiți atât de arogant încât să credeți că o criză sau un regres nu vi se poate întâmpla. Și nu uitați, vremurile bune pot să nu dureze, dar oamenii buni o fac. Furnicile se gândesc la vară toată iarna. În timp ce suferă din cauza frigului, furnicile își amintesc că iarna nu va dura la nesfârșit și că vara va veni în curând. Și, odată cu primele raze ale soarelui de vară, furnicile ies la iveală gata să muncească sau să se joace. Atunci când suntem la pământ și aparent fără speranță, când trecem prin ceea ce pare a fi o criză fără sfârșit, este bine să ne reamintim că și asta va trece, vremurile bune vor veni. Este important să ne păstrăm o atitudine pozitivă, o atitudine care să ne spună că lucrurile se vor îmbunătăți. Furnicile fac tot ce le stă în putință. Câtă mâncare adună o furnică vara? Tot ce poate. Asta ar trebui să fie o etică a muncii pe care ar trebui să o ai. O furnică nu-și face griji cu privire la câtă mâncare adună o altă furnică. Nu stă cu mâinile în sân și nu se întreabă de ce ar trebui să muncească atât de mult. Și nici nu se plânge de salariu mic. Furnicile doar își fac partea lor. Ele adună toată hrana pe care o pot strânge. Furnicile exemplifică ceea ce înseamnă să fii automotivat. Mărimea, pericolele și locația nu sunt factori limitativi pentru ele. Acestea nu găsesc scuze și își continuă treburile. Nimeni nu trebuie să stea cu gura pe ele ca să se miște mai repede, să-și facă treaba sau să lucreze în echipă. Ele știu să facă asta pentru binele comun. Mai mult, nu au nevoie de un șef sau de un lider. De aici putem învăța că succesul și fericirea sunt, de obicei, rezultatul faptului de a da 100%, de a face tot ce poți. Dacă te uiți în jurul tău, vei descoperi că oamenii de succes sunt cei care fac tot ce pot. Urmați cei 4 pași simpli ai filozofiei furnicii, a lui Jim Rohn, și veți vedea diferența. Și mai este încă o lecție de învățat de la furnici. Știați că o furnică poate crea obiecte de până la 20 de ori mai grele decât propria greutate? Poate că și noi putem așa. Putem purta poveri pe umeri și putem gestiona sarcini care sunt mult, mult mai grele decât ne-am imagina. Data viitoare când ceva vă deranjează și simțiți că nu mai puteți continua, nu vă îngrijorați. Gândiți-vă la micuța furnică și nu uitați că și voi puteți duce mult mai mult pe umerii voștri. Dacă v-a plăcut materialul de astăzi și l-ați considerat util, vă invităm să vă abonați la canalul nostru de YouTube. De asemenea, ne puteți lăsa în comentarii părerile dumneavoastră. Până data viitoare, vă dorim decizii pline de inspirație și o motivație cât mai puternică.